Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Astăzi vă voi arăta, mergem la cules de ciuperci și vă voi arăta și dumneavoastră cât de bune sunt ciupercile la sănătatea noastră. Haideți să mergem să culegem ciuperci. Dați și nu în ultimul rând, uitați să vă abonați, să ajungem cât mai repede la 1000 de abonați, să dați un like, să ajungem la 20 de like-uri și să distribuiți mai departe. Bun, vizionare plăcută tuturor. Am ajuns aici, haideți să căutăm. Măcar de o mâncare să găsim. Ia uitați aici ciupercuțele cât de frumoase sunt. Ciuperci, șampignon. Uitați, așa trebuie să arate. Și cu interiorul maro. Uitați, și greu le găsești. Uitați, sunt ascunse în iarbă. Și trebuie să dăm cu piciorul la iarbă și să vedem. Uitați, uitați cât de frumoase sunt. Uitați-o aceea, cât de frumoasă este. Uitați-o, este în pământ. Uitați, uitați, cât de frumoase sunt. Ele sunt ascunse în pământ. Și... uitați, fraților, cât de ascunse sunt. Ia uitați ce a găsit mama aia. Mondial ce a găsit mama aia aici. Ia uitați. Cât de mare este. Este mai mare ca palma mea. Uitați-o aceea, o frumusețe. Ia uitați, este plin pe aici. O frumusețe. Să le ducem la găleată. Uitați și aici. Sunt mititele, dar sunt și acestea bune. Oh, oh, oh. Sunt ascunse, au pâlcuri și pâlcuri. Ia uitați. Vai, frumușelele de ciuperci, cum ies din pământ, uitați. O frumusețe, ia uitați. Ia uitați-vă cum se crapă pământul și ele sunt ascunse aici. O, ce frumusețe, un pâlc întreg. Uitați, minunățile pământului. Ia uitați câta ciuperca. O minunatie. Nu pot să cred câte sunt aici. Tot plin aici. Este un șir întreg de ciuperci. Uitați-le cum sunt aici. Aici e o minunatie. O bucată plină aici la locația noastră secretă. Vreau să vă arăt aici o minunăție. Uitați. 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 Niște minunății de ciuperci. Trebuie să ai ochii buni aici. Cum se ascund ele. Ia uitați aici alte piciorușe de ciuperci. Îți dai seama că este loc crăpat și didisubt în adânc este ciuperca. Ia uitați cum este crăpat pământul și este plin de ciuperci aici. Uitați. Ia uitați ce e aici. Din loc în loc să găsesc o ciupercă de care să vă explic mai mult despre ea, dar să găsesc una. Cum le găsiți? Sunt ascunse în pământ. Au o nuanță de alb maroniu și înăuntru arată așa, un rozu spre maroniu. Să vă arăt câte ciuperci am adunat. Ia uitați. Aproape jumătate de găleam. Am zis că adunăm de o friptură, dar se pare că punem și pentru iarnă. Că toată vara punem la lat. Haideți să le luăm.
Ia uitați ce am găsit aici. Am zis, ce-i cu crăpătura asta? Și când erau ciupercile aici. Ia uitați cum a crescut albușoara. Uitați o crăpătură, dăm la o parte și ce avem înăuntru. O frumușică ciupercă, nu foarte mare, dar destul de frumoasă. Altă crăpătură și alte două frumoase ciupercuțe. Altă frumoasă ciupercă. Uitați, aici puteți să vedeți mai bine. Ele sunt, sper că focalizează maronii aici, dar sunt și mai deschise spre roz, cam așa. Maro, roz, mov, cam așa. Și arată așa. Foarte frumos. Uitați și aici o frumusețe. Marfă bună la băiatul. Ia uitați. Ia uitați câte ciuperci am adunat. Un coș plin și cu o găleată. O frumusețe de ciuperci. Uitați. Așa arată. Să vă arăt ca să vedeți. Da, cam acestea sunt. Uitați, ca să vă arăt mai aproape. Așa arată ele. Și așa. Alb maroniu. Uitați și pe lin. O frumusețe. Pelinul nu este bun pentru făcut băi și pentru răni, pentru mai multe lucruri. Și vă sfătuiesc să luați, este bun la fiere. O linguriță de ceai de pelin trebuie băut. Și cam acesta a fost și videoclipul de azi. În cazul în care nu ești abonat, abonează-te să ajungem cât mai repede la 1000 de abonați și dă un like. Vă salut din lanul de grâu și vă respect pe toți. Sănătate și numai bine. Și Dumnezeu să fie cu voi. Sănătate și susțineți-mă mai departe dacă vreți. Eu vă respect și să ne regăsim cu bine și la următorul video. Pa!